prezent avem, din totalul de 2781 de blocuri, avem conectate 905, dintre care municipale sunt 861, APLP 15, CCL 25 și departamentale 4. Ce ține de compensații, avem cereri de reconfirmare 9848 și dosare noi 573. La momentul actual avem conectați 1134 consumatori pe încălzire. Deci cifrele anunțate de domnul Munteanu sunt corecte la moment, 861 fondul locativ, 905 blocuri în total. Însă cifra este în dinamică, în continuare conectăm, deci se schimbă, se mărește. Astăzi am planificat să trecem în regimul de iarnă, adică vrem să separăm conturul sud, conturul vest. Vom porni centralele respective și vom lucra la ajustarea regimului hidraulic. Este foarte complicat acum la start de sezon, însă ne grăbim, cum să spun, ne grăbim încet, atent, în așa mod ca să nu perturbăm sistemul. Rugămintea și ce am avut și data trecută și acum, acolo unde s-au executat careva lucrări, cât mai operativ, cel puțin, partea carosabilă și trotuarele să fie deci, restabilit îmbrăcămintea rutieră. Știu că aveți probleme, înțeleg temperaturile care sunt, dar de găsit acele posibilități care ar duce la lichidarea acestui disconfort, care este uneori foarte mare. Am început conectarea, ea este în derulare și acum, începând cu ora 7 dimineață, au conectat aproape toate sectorul Buiucani, sectorul Botanica, sectorul Ciocana. Astăzi de dimineață au început sau continuă sectorul Râșcani și sectorul Centru.